Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Lucrările la piațeta Casei de Cultură au intrat în linie dreaptă. Peste 800 de metri liniar de gabioane pun la adăpost gospodăriile din Dofteana. Lansare de carte la Dărmănești. Lucrările la piațeta Casei de Cultură din Onești au intrat în linie dreaptă. De altfel, mesajul a fost transmis chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Dumnezeu este mare, evoluăm. Un proiect realizat din fonduri europene, fonduri locale și fonduri de la Consiliul Județean Bacău, 10 milioane de lei. Practic, fără sprijinul Consiliului Județean, acest proiect ar fi fost imposibil de realizat. Mulțumesc și respect, a transmis edilul șef al Oneștiului. De altfel, în cadrul emisiunii 24 de ore, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a vorbit descris despre emoțiile pe care le-a avut când au început lucrările propriu-zise și totuși, cu multă încredere, a susținut proiectul până când a ajuns în stadiul acesta destul de avansat, iar piațeta a început să prindă contur. Partea și mai bună este dată de faptul că modernizarea piațetei va include și spațiul de jur împrejur al catedralei, ceea ce va da o notă în plus de eleganță, unitate și stil. Sunt la un pas de a fi finalizate lucrările de consolidare a malurilor și de recalibrare a albiei râului Trotuș. Au fost realizate peste 800 de metri liniar de gabioane. Primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, a ținut să precizeze problematica cu care s-au confruntat locuitorii zonei care trăiesc în zona inundabilă. Oameni buni, mă știți, din anul 2008, de când am intrat la primărie, aveați două obiective. Unul era cu actele pădure și doi era situația inundațiilor din anul 2005, care a pus în pericol toată strada Lozii. Atunci nu era strada Lozii, nu mai ziceam așa, dar acum este oficial strada Lozii. Dar totuși dau cuvântul prefectului județului Bacău și la urmă să vă încurc eu câteva cuvinte. Prefectul județului Bacău, Lucian Bogdanel, a detaliat celor prezenți că știe de problemele celor ce locuiesc în zona inundabilă, dar și faptul că lucrările sunt promise de mulți ani. Vreau să vă spun colectivului administrației marginale de apă Siret această investiție, domnului director general Elu Adam și echipei sale prezente în parte aici. Mulțumesc de asemenea modului prompt în care au înțeles să fac o prioritate din zonele în care într-adevăr Trotușul produce inundații, pentru că în anii din urmă, 2020-2021, banii veniți din apele naționale erau direcționați către zone în care Trotuș e doar un fir de apă și acolo se făceau tot felul de intervenții, poate în zone în care inundațiile sunt mai rare sau deloc. E bine aici, dumneavoastră, și știu de la domnul primar, care de la începutul mandatului de prefect mi-a călcat pragul cu acest subiect, și la fel și domnului președinte Consiliului Județean, aici ați fost evacuați în decursul timpului de mai multe ori în contextul unor inundații și iată, cred că anvergura lucrărilor și seriozitatea constructorului vorbesc de la sine, cred că puteți vedea pe ochii dumneavoastră la ce calitate s-a lucrat și cât de serioasă este această lucrare, care înseamnă un plus de siguranță, fără doar și poate, pentru dumneavoastră și casele, toate gospodăriile și comunitatea dumneavoastră de aici. În ceea ce privește pădurea Cucuieți, care e un subiect la fel pe care domnul primar a presat la prefectură și pe bună dreptate, pentru că e vorba de decenii, zeci de ani în care mai mult s-a vorbit decât de cei care au ocupat funcțiile în prefectură, dar s-au realizat mai puțin. Angajamentul nostru, domnul primar, cred că cetățenii știu și din discuțiile pe care am avut și din dosarele care au început deja să intre în lucru și să finalizeze, angajamentul nostru este ca până la finalul mandatului sau când s-o termina acest mandat de prefect, la nivel de instituția prefectului, să dăm drumul la toate dosarele în care actele sunt în regulă și să începem să emitem titlurile de proprietate punctual cu fiecare proprietar, astfel încât dumneavoastră să vă puteți bucura de această pădure și de beneficiile pe care o pădure poate să le aducă unui proprietar. Acesta este angajamentul nostru. Am avut, n-aș spune nenumărate ședințe, dar vreo 2-3 runde foarte serioase de discuții, inclusiv cu oamenii aduși de la Suceava, de la Garda Forestieră, și angajamentul nostru, al meu, în primul rând ca prefect și al domnului primar, este acela de a elimina acest subiect din discuție și de a realiza în proprietările care trebuie realizate și care, sigur,
vreme de mai bine de două decenii au stat în, au bătut pasul pe loc, pe nedrept, inexplicabil, dar pentru că acum suntem la timonă, ca să spun așa, este momentul să punem lucrurile în ordine și să realizăm ceea ce trebuie odată pentru totdeauna realizat pentru comunitatea dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație, domnule primar. Aveți un primar gospodar, a cărui carte de vizită nu cred că trebuie să o mai exemplific eu aici. Eforturile domniei sale, diligența, implicarea domniei sale stă în bună măsură și la originea acestei investiții, acestui dic, care sperăm să fie cât mai trainic și să nu fie niciodată pus în pericol de apele trotușului. Felicitări tuturor, mulțumesc colegilor de la Basilet și mult succes în continuare. Președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a menționat că multe din lucrările realizate în Comuna Dofteana au trecut de la proiect la realitate și asta doar datorită implicării primarului Ioan Bujor. Sunt bucuros că astăzi în Comuna Dofteana s-a finalizat o investiție finanțată aproape de întregime de Consiliul Județean, mă refer la drumul care leagă din zona Seaca și care leagă drumul județean de un drum național. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect, și vă rog să mă credeți că sunt extrem de încântat de faptul că am văzut ceea ce înseamnă o organizare administrativă extrem de bine pusă la punct, care domnul primar Ioan Bujor știe să o pună în practică, are experiența necesară, are experiența unui, de fapt, a unui gospodar. Îți vine din tine ceea ce faci, deci nu trebuie să ai alte pregătiri decât să fii gospodar. Pe de altă parte, investiția de astăzi, făcută de Aba Siret, care e o investiție guvernamentală și foarte bine a zis domnul prefect, o investiție care de foarte mult timp a fost, s-a încercat a fi pusă în operă, tocmai astăzi, prin echipa domnului director Adam și inclusiv a dânsului implicit, s-a reușit să se pună în siguranță locuințele noastre. Cred că ăsta e lucrul cel mai important, o calitate de fost prefect. Știu ce înseamnă inundații, am fost la inundații, am participat la planuri de măsuri care ușor, ușor, pe Valea Trotușului se văd rezultate. Domnul director îmi dă dreptate că știe foarte bine cât de implicat am fost în a pune în siguranță ceea ce înseamnă Asău, Agăș, tot venit Brusturoasa, Ghimeș, Dărmănești, zone care erau afectate de calamități și ușor, ușor se pune în siguranță prin ceea ce face Aba Siret. Eu țin minte că este un proiect din 2005, da. Nu greșesc, 2005, care a trenat foarte mult timp. Știu că atunci când eram prefect, am înaintat la nivelul conducerii Aba Siret, nu Aba Siret, la conducerii centrale, ANAR, am înaintat un plan de măsuri și am pus pe primele locuri investițiile de la nivelul județului Bacău. Nu s-au văzut imediat rezultatele se văd în timp, pentru că evident că sunt lucrări complexe și necesită bani foarte mulți. Astăzi amintindu-mi că lucrează Vega, da? Vega, asociere, da. Vega cu suporter. Da. E o societate care a contractat de atunci. Din 2009. Și tot s-a fragmentat în funcție de banii cum au fost alocați. Uite că astăzi a ajuns și la dumneavoastră acest lucru. Și mă bucur că s-a pus în siguranță și datorită insistenței domnului primar. Domnul primar care știe foarte bine să pună interesul cetățeanului înaintea interesului oricărui alt lucru. Lansare de carte la Dărmănești, luni 30 octombrie de la ora 11 la sediul primăriei orașului stațiune, a avut loc o lansare de carte a teologului Dumitru Ichim. Mai multe aflăm în minutele următoare. Cuvintele frumoase și pentru emoțiile pe care le trăiți aici alături de satul dumneavoastră, de comunitatea dumneavoastră, de locul în care v-ați născut și ați prins aripi și ați ajuns ceea ce astăzi sunteți. Vă propun ca evenimentul de astăzi să parcurgă câteva, să zic așa, șaloane pe care, cu acceptul dumneavoastră, vreau să vi le prezint. Am doi oameni deosebiți alături de noi, aici, care vor încerca pe scurt să vorbească despre Părintele Dumitru Ichim și
Părintele Alexandrescu Toader va vorbi despre Duintul Ichim teologul, iar bunul nostru prieten Iosif Camară, cercetător la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, dărmăneștean de al nostru, va vorbi despre Duintul Ichim scriitor, poet, eseist. După ce vom termina prezentările, sigur că punctul culminant va fi cel prezentat de invitatul nostru și de dărmăneșteanul nostru, preotul Dumitru Ichim. Înainte de a începe prezentarea părintelui Alexandrescu, dați-mi voie câteva cuvinte să vă spun și eu. Este foarte mult de vorbit despre Dumitru Ichim și nu cred că sunt eu cel mai în măsură să fac acest lucru, dar câteva lucruri trebuie să amintim. Părintele Dumitru Ichim s-a născut la 14 august 1944, cu un ceas înainte de sărbătorirea Adormirii Maicii Domnului, Sfânta Mărie Mare, în localitatea Dărmănești, comună la acea vreme, așezată la extremitatea vestică a județului Bacău, la limita cu Transilvania. Pe malurile râului Trotuș și bazinului hidrografic al afluentului Uz. Părinții săi, Dumitru Ichim, cântăreț al bisericii din Dărmănești, și Elena Ichim, născută tămară, au dat fiului lor numele tatălui, Dumitru, nume de sfânt în credința ortodoxă, cea pe care a sărbătorit-o recent. Despre locul natal în România, după aproape jumătate de secol, de când trăiește peste ocean, părintele mărturisește cu franchețe. Dărmăneștiu eu îl am în sufletul meu tot timpul și peste tot unde mă aflu. Dărmăneștiul și țara mea le port în mine. De asemenea, ca o dezavantă confidență, afirmă cu o tulburătoare convingere: eu am rămas țăranul acela din Dărmănești, omul cu bun simț, omul care își vede lungul nasului, deci țăran de la talpa țării. Și noi suntem aceiași oameni, aceiași țărani de la talpa țării, care vă primim cu drag, cu sufletele deschise, sincere, cu pâinea și sarea care ne-au rămas de mii de ani. Sunteți unul de-a nostru și ați venit în rândurile noastre, aici, la Dărmănești, găsindu-ne așa cum ne-ați lăsat când ați plecat, niște țărani simpli și cu bun simț. După absolvirea 8 clase elementare între anii 58-64, urmează cursurile seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț, Liceul Teoretic fără frecvență la Măinești, iar în 69 devine licențiat al Institutului Teologic de Grad Universitar din București. Teza de licență fiind susținută cu profesorul Petru Rezuș. În perioada anilor 68-70 urmează cursurile de doctorat la secția Teologie Sistematică a Catedrei Teologie Dogmatică sub îndrumarea profesorului Dumitru Stăniloae. 1969 era anul în care m-am născut. A fost anul în care m-am născut și mă bucur tare mult că astăzi, Dumnezeu mi-a dat șansa să strâng mâna unui dărmăneștean ales. Sunt foarte multe lucruri scrise aici și aș putea să vorbesc o oră, două. Dar cred că mai important este să scoatem în evidență faptul că unul de al nostru, născut aici, în Dărmănești, din părinți simpli, tatăl cântăreț la biserica din sat, așa cum este scris, a reușit să ajungă poate pe culmile cele mai înalte ale pregătirii profesionale și nu numai. Asta înseamnă că avem valoare ca și comunitate. Înseamnă că ne respectăm oamenii de valoare. Înseamnă că suntem niște oameni binecuvântați cu asemenea valori printre noi. Și îmi amintesc, nu sunt un mare
eu știu, credincios, dacă pot să spun așa, dar îmi amintesc că la început a fost cuvântul. Și mai știu, din spusele unui călugăr de la Muntele Athos, că omul care stăpânește cuvântul are deschisă calea spre înțelepciune. Cred că profesorul și preotul Dumitru Ichim a stăpânit cuvântul, îl stăpânește și vom vedea mai departe în cărțile pe care astăzi le va lansa aici cât de bine a stăpânit acest cuvânt și cât de ușor a parcurs calea înțelepciunii. Sigur că tot de la un călugăr, de la Muntele Athos, am să vă mai spun ceva. Ducându-mă cu niște ani în urmă la Athos, 8 oameni din Târmănești, un călugăr de la Prodromul mi-a spus așa: uitați-vă la voi. Ne-am uitat, nu știam ce vrea să ne spună Părintele. Uitați-vă la voi încă o dată. Ce vedeți? Și am zis: Părinte, suntem sănătoși. Suntem cu mintea limpede. Adică voi ați primit mai mult de la Dumnezeu. Pentru faptul că sunteți sănătoși, pentru faptul că ați reușit să faceți o școală, pentru faptul că ați urcat pe scara valorilor. Să știți că este un dar de la Dumnezeu. Și să nu uitați să întoarceți în comunitatea voastră din darul pe care Dumnezeu vi l-a dat. Astăzi, Părintele Dumitru Ichim, cu siguranță din acel dar mare primit de la Dumnezeu, atunci, în anul 1944, în 14 august, vine să întoarcă comunității noastre și nu numai din Dărmănești, ci comunității din județul Bacău, din România, o parte din acest dar pe care l-a primit la origine. Mircea Fechet a vorbit despre efectul schimbărilor climatice, despre care s-a discutat și în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Cotroceni. Pornind de la raportul de țară privind clima și dezvoltarea, elaborat de Banca Mondială, în colaborare cu Guvernul României și cu administrația prezidențială, concluziile raportului arată că în România există potențial pentru a îmbunătăți semnificativ calitatea vieții cetățenilor și în același timp pentru a parcurge procesul decarbonizării necesar atingerii neutralității climatice. Raportul avansează și o serie de recomandări în ceea ce privește abordarea problematicii schimbărilor climatice. Fiecare cetățean din România, și nu doar din România, simte pe propria piele tot ceea ce înseamnă schimbări climatice. Dacă discutăm despre temperaturi extreme, dacă discutăm despre temperaturi mai ridicate decât cele cu care eram noi obișnuiți, dacă discutăm despre fenomene meteo cu care ne întâlneam mai rar în trecut, vijelii, grindină, precipitații foarte abundente pe zone restrânse care conduc de cele mai multe ori la producerea unor viituri. Sunt lucruri cu care am început să ne obișnuim, deși ele erau din categoria breaking news atunci când se petreceau. Nu că nu s-ar fi întâmplat și în trecut astfel de fenomene, însă incidența și intensitatea cu care aceste lucruri se întâmplă în perioada aceasta ne face să înțelegem că deja răul a fost făcut, că este un proces foarte avansat, acest proces de în care pur și simplu s-a schimbat clima cu totul și că suntem obligați să luăm niște măsuri imediate. Dacă vreți să vă dau și niște cifre, vă dau o cifră de acum 3 zile. A fost cea mai călduroasă zi de 21 octombrie din istoria măsurătorii României. Și măsurăm de 120 și ceva de ani, nu măsurăm de azi de ieri. Și se pare că anul 2023 se va înscrie în lista scurtă a celor ani cu cele mai mari temperaturi, cu cea mai mare temperatură medie din istoria măsurătorilor ANM-ului. Și tot așa,
Avem recorduri după recorduri, aproape ne-am obișnuit să avem în fiecare săptămână sau în fiecare lună câte un astfel de record. Se pare că și luna octombrie va stabili un record inedit, iar aceste lucruri până la urmă cred că le simte toată populația României. Cât locuiești în oraș... Dar astăzi la Cotroceni, domnule ministru, s-a discutat o direcție concretă? Astăzi la Cotroceni au fost prezentate foarte pe scurt concluziile studiului făcut de Banca Mondială. Acest studiu prezintă o radiografie a situației, adică pune pe aceeași pagină toate aceste cifre despre care v-am povestit și eu mai devreme. Acest studiu calculează pe termen lung impactul schimbărilor climatice și când mă refer la acest impact trebuie să mai clarificăm un lucru. Schimbările climatice nu se opresc la granița vreunui stat. Cu alte cuvinte, în vecinătatea României cel puțin, dacă te afli în Ucraina sau în Republica Moldova sau la București, vei fi afectat la fel de probabil de schimbări climatice și tocmai din acest motiv efortul pe care oamenii urmează să îl facă, statele urmează să îl facă, trebuie să fie un efort colectiv, pentru că degeaba un stat este foarte ambițios din punct de vedere climatic dacă în vecinătatea acelui stat sau pe cealaltă parte a globului pământesc constatăm că aceste ambiții nu sunt corelate, însă nu-ți trebuie foarte multe cifre să constați că în România nu mai avem 4 anotimpuri, nu-ți trebuie foarte multe cifre să constați că în România iernile sunt mai călduroase decât iernile cu care eram eu cel puțin obișnuit în copilărie, cu foarte multă zăpadă, cu lungi perioade de frig. Și nu îți trebuie vreo facultate pentru ca să poți realiza faptul că fenomenele meteo extreme ne afectează din ce în ce mai des și cu o intensitate din ce în ce mai mare. Și aș mai adăuga un singur lucru legat de caniculă și de secetă. E adevărat că temperaturile ridicate au ca rezultat un disconfort termic cu care aproape ne-am obișnuit vara, însă în același timp lipsa precipitațiilor la pachet cu canicula înseamnă secetă, iar dacă din punct de vedere statistic în trecut la fiecare 10 ani aveam și un an, 2, poate 3 ani de secetă, astăzi dacă ne uităm la ultimele decade, vom observa că statistic vorbind, din 10 ani avem și 6 ani și 7 ani de secetă, ceea ce ne obligă să luăm niște măsuri în ceea ce privește agricultura, ne obligă să investim în irigații și ne obligă, bineînțeles, ca pe termen lung, gândindu-ne la generațiile următoare, să luăm acele măsuri necesare pentru a ne reduce emisiile de gaze cu efect de seră care au și generat această situație. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 31 octombrie, vremea continuă să fie una caldă pentru această perioadă. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 12 grade Celsius. Miercuri, 1 noiembrie, vremea se va menține în continuare caldă, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.